avut mii de copii de la școlii generale Sfântul Iacob Bâlneanu, metropolit Iacob Bâlneanu de aici din Putna și corului mare care au venit și ne-au colindat. A venit și Moș Crăciun, dar după cum văd eu, Moș Crăciun e cam părtinitor. Văd că are două fetițe acolo lângă el, care cred că pe acelea le-au dat mai multe jucării și mai multe daruri. Că văd că fetițele stau lângă el nedezlipite. Așa că trebuie să-l provocăm pe Moș Crăciun, să vedem dacă au mai adus și alte daruri și pentru voi, nu numai pentru fetițele acelea pe care le-am văzut că de ieri pe aici așa, cam așa e? Așa am bănuit eu, că de ieri ne-am întâlnit pe aici, pe alei. Așa e? Bravo! Și mulțumim domnului director, mă uitam după el să văd dacă este pe aici, domnul director al școlii generale, care, desigur, în termenii noștri bisericești, a dat binecuvântare ca să se organizeze. Felicităm pe doamna, pe domnul director prima dată, că doamna, domnișoara Mariana Maroș este la al doilea an, dacă nu mă înșel, de când este profesoară de muzică. Aici ne bucurăm în mod deosebit. Putna a avut și un cor frumos la parohie și a avut și un cor, după cât îmi amintesc eu, a participat undeva până prin anii 80-90, a participat și a devenit emisiunile acestea naționale. A participat și corul parohiei, corul satului Putna. Așa că, Mariana, e mult de lucru. Să nu te gândești că pleci de grab de aici din Putra, că eu nu dau binecuvântare, pentru că eu cu domnul director suntem așa ca frață, suficient. Dumnezeu să vă primească osteneala, dragostea tuturor și vă invităm că Moș Crăciun cred că mai are ceva pregătit și pentru dumneavoastră.